Ăla e! Vă iubesc! Pizza la toată lumea! Dar nu o plătesc eu. Legenda spune că Berce este acum sponsorizat. Eu sunt acasă, că eu jucai numai în deplasare. Ia trece acolo, așa. Deci acum cum avem? Ai tu 3 puncte, Bercea 3... Nu. X-Breaker 3 și eu 3. Să ne spună producția câte puncte are fiecare, unde e producție? Bă, că eu v-am poftiți, vă rog. Fost din turneul ăsta, nu m-ați crezut. Următorul meci, Bercea versus X-Breaker. Ia să vedem. Cum stăm ca puncte, domnilor? Ca puncte, avem un felul următor. Teo are 3 puncte, Bercea are 0 puncte, X-Breaker are 3 puncte și Regenda are 3 puncte. Bun, și golaverajul? Sau nu se pune golaverajul la sfârșit. A, ok. Băieții, dar maneta mea nu prea merge bine, a? Ba, merge, dar nu știi cum prea. Bă, cap de gumă. Și cum Regen a jucat cu maneta că s-a dus la bătut? Ce... Bă, am greșit formația în primul meci, cred că asta a fost. Nu știu ce a făcut, că... Nu prea. A, mă rog, hai, dă-i start, că vreau să te bat o dată. Real Madrid Valencia. Vezi că în realitate Realul s-a chinuit foarte mult cu Valencia și, doar ce a scăpat. Și tu o să te chinuiești cu mine și tot o să te bat. Care e problema? Ce, ne-a mai luat bătaie? Ba da. Eu sunt învățat unul. M-au bătut ăștia pe aici de m-au rupt. Eu sper să faceți egal. Da, de ce? Așa, mai bine pentru toți. Da? Acum cu Cristiano. Hai, Cristiano. Bă, o să forțeze foarte mult pe Ronaldo, e clar. Cristiano Ronaldo. A, greșesc din prima. O, las-o aici. Haide. Isco. Slăbuț. Slăbuț. Mă așteptam la ceva mai mult din partea ta, dar mă rog. Nu vreau să comentez mai mult, că o să ziceți după aceea că-s bulangiu. Hai, am jig. Că te dau afară din echipă. Din vară la Steaua. Bun. Din nou Isco. Afară din Ghencea. Haide Isco! Ceva este în regulă cu echipa mea, ia stați voi așa. Așa. Mamă, Teo, dacă ți-a intrat ție foarfeca aia... Da, probabil era golul turneului. Trecutul este trecut. Da, eu acum îmi fac calcule. Cum facem? Ce facem? Cu grupa? Hai să vedem ce Hai, bă, că nu i-am făcut nimic! Bă, ce ați făcut la arbitri ăștia? Iarăși imituiți! Dar m-am săturat, cum faci performanță în condițiile astea? Nu cred! Hai, Kilian! Golănia asta de arbitraj! Ia... E Valencia, bro! Te stricași! Hai, Verratti! Niciun hai, Verratti! Niciun păi! E corner! Corner! Băi, 0 la 0, Breaker parcă a început mai bine meciul cu Regen, culmea. O să fie grupa surprizelor. Fanii au avut un impact asupra lui. Dacă Berce ar câștiga, toată lumea ar avea 3 puncte după cele două etape. Inedit. Ai, frate. La cazet. Oh. Taci, bă, din gură, cine te întrebă la public? Baza! E Loris, dar mereu... Mă enervează. Mereu mă chinui să-i dau cu Loris. Și eu o să te chinui și ne zic în acest meci. Bă, alcoolicilor, iarăși vă loviți unul de altul. Până acum vrei că era ofensivă, cu Verratti. Va ce intra din nou? Verratti nu e, cine știe ce. Bă, a intrat și a pasat la Isco. Nu cred, ce e asta? Din întoarcere. Nu era poziționat bine pentru șut. Acolo. Și Bercea... Ce Bercea? Ia uite Bercea ce face Bercea. Începe cu un tiki-taka așa. Construcție, elegant. E Toni Kroos, bro. Khedira. Hamsik schimbă partea bine. Ronaldo. Bă, nu pot să cred așa ceva. Nu cred. Eu am ce s-a întâmplat. Ia uite, voi a doi. Neymar și Mbappe și s-a accentat Mbappe. Frații PSG, cei mai scumpi din istorie. Oh, Jordi Alba. Cu centrarea la Khedira. Oh. Oleu din prima la lui Sami Khedira. Prima ocazie și de partea lui Bercea, 0 la 0. Jumătatea primei reprize dintre Hands. Meci între Bercea nu există hands, nu știu, pe FIFA e vrea. Nu vrea Neymar să mă ajute meciul ăsta. Băi, e strâns meciul ăsta. Și da. Bercea are pe Aubameyang și Ronaldo. Dacă ar juca pe contra-atac, cred că ar avea mare succes. Hey, Toni Kroos.
Acum ai culoare. Hai, ne-am vrut să fim pe înalt, de ce mă complic? De obicei. Aubameyang, cel mai bine jucător din FIFA. A scăpat Aubameyang. N-am vrut să trag așa, m-am panicat, n-am știut pe ce mai apăs. Era cam căcat pe mine. Hai, Mbappé, aleargă. N-o vrea. Aleargă. Hai, feblețea mea, așa. Arată-i tu cine-i El Capitano. Da? Bun. Shareplay se oprește în 5 minute. Shareplay? E o problemă? Dar trebuie la pauză chiar să facem o pauză, ca să renuim shareplay-ul. Ok. 0 la 0 încă. Corect, corect, nimic? Nimic, da. Trebuie să-l marcăm și noi un gol? No. No? Nu știu cel puțin. James, perfect. Uhou, ce dribling în fața lui Verratti. Roșu, trebuie roșu. Să blocăm faza asta. Și cum e, s-a supărat Verratti? Mi-a dat chiar oficial. Banditule, ești un bandit, știi asta, nu? Ai, bă, ce a fost cu faza aia? Da-am aici pe Ramos inimă de leu. Unul dintre cei mai buni fundași din istorie, poate chiar. Nu prea are caracter Ramos, n-ai văzut ce face? Da, mă, ce ai, că are caracter din sosul ăla de la Barça. Cine? Suarez, cine? Băi, Ramos decisiv în atâtea finale Champions League, atâtea trofee câștigate. Cu siguranță prin Hall of Fame-ul, fundașilor centrali. Mă, e bun, nu, n-am ce comenta. Bine, defensiv, nu e cel mai las-o bun. Acolo. Dar uite-te la Puyol cum era. Puloi. Ca atitudine, spun. Puyol. Yeah. Bă, mă, lasă-mă joc. Ca la rui. Ai, se joacă ca în Scoția. Scoția. Amator sub. Bercea va termina repriza întâi în atac. Uite pe Ronaldo. Offside. Bă, ce offside, mă? N-a fost, nu? Nu e realist jocul ăsta, în realitate n-ar fi fost. Știi că la Ronaldo nu există offside, dar dacă e de 2 metri. Alfa în Barcelona. Sunt înconjurat de vipere aici. Vipere! Nu știu ce se întâmplă, sincer să fiu. Se-ntoarce roata. Meciuri identice, parcă. Pasa bună. Perfect. Nu cred că mai treia pasa asta. Bercea se apără bine. O să fluiere arbitru, probabil. A, se fluiere finalul, schimb și ceva. Ce vrei să mai schimbi în echipa asta, care și așa nici nu e bună de nimic, care o ai tu? Cam tot aia e. Basket sau Mahrez sunt cam la același nivel. Cam jiche și mult. Și începem a doua repriză. Haide să vedem dacă... Aude poarta a fost pentru eu, Bercea. Și începe și el construcția, dar nu reușește să treacă prea des. Defensiva asta bună lui Breaker. Ba nu e, cine știe ce. Opa. Toni Kroos a trecut, Toni Kroos, sigur, bine. Cu portarul Bercea, e gol. Hai Bercea, dă-i golul egalizator. Toni Kroos le aduce la avantaj. Ce ușor e fotbalul uneori. Uneori ușor, da. Toni Kroos, na, acolo Carvajal, cred. Dar cum dă aici? No, că dăm patru și după aia lungă și pe a doua. Hai că țin cu Bercea acum, trebuie să dai gol. Da, pe Macipci, de gata. Dar nu e, frate, cinstit, nu mi se pare frumos din partea acestui joc. Grupa în care am căzut, o grupă, vă dați seama și voi în ce al este. Mă, mi se pare mai ok grupa asta decât cealaltă, adică e mai, nu știu. Bă, măcar acolo știam din start că n-am nicio șansă. Hai să vedem că nu e gata, încă e doar 1-0 pentru X-Breaker. L-ai pe Ronaldo, pe Aubameyang, acolo, orice se poate întâmpla. Să vedem pe Cristiano Ronaldo, în careu. Opa. A trecut Ronaldo! De ce? De două ori! Ai, frate! Paralel cu poarta. Păcat. A trecut perfect Cristiano. Courtois se poartă armare. Di Maria. Ce bine a trecut acolo.
Hai, bă. Breaker cu Isco. Ia. În flancul stâng la Neymarit. Joacă cu cei doi de la PSG, Mbappé. De posedat de Mats Hummels. Cât de ușor. Cred că o să ne întrerupe pe Benzema cât de curând. Totuși Mbappé pare mai bun decât Benzema, anul ăsta mai rapid, mai bun la șut. Dar nu acolo e problema. Nu vrea el, mă, nu. Poate Benzema cu Hummels și Ramos, că a fundat central, n-ai ce să-i faci prea mult. O lovitură modestă de cap, pot spune. Nu, e pasă. Am vrut să joc cu Mbappé. N-am vrut să joc acolo, dar ce mai întâmplă și Mbappé? Opa! Din nou Ronald. Hai, ce corner, ce corner. Acolo, de bun. Am fost ca să scos corner. Ai vrut corner. Da. Am vrut să fac un fake shot, dar n-a ieșit de cușut. A, e curtoare. E prea înalt, trebuia să fie mai, mai scurt. De aia e și așa de bun, probabil. Înălțimea l-ajută cam mult acolo în Premier League. Hai, Hummels, imperial acolo. Și e contraatac. Ah, pentru Rebeci, a greșit, a greșit acolo. Hai, luptă-te. Ai mei sunt beți, se pare, adică sunt sub influența etnobotancelor. Vai, frate. Ce se întâmplă aici? Nu, ăsta cred că e pasa bună la cross. Nu. Oară! Nu, de ce ai dat gol? Iată că Isco marchează până la urmă. Tot Toni Kroos, ăla a fost omul decisiv. Da. La primul gol și aici. Cross. Cu ghinion a fost golul Isco, asta este. Profită și el. Să dea și el un gol. De ce ești așa de rău? Dacă eu vă jur, nu știu cât mă mai abțin să nu dau cu maneta asta în televizor, eu atât vă zic. Scoatem pe Isco și introducem pe Santi. Nu mai scoți și mai introduci pe nimic, nu, să nu te las eu. Gata. Fac scandal. Hai, Bercea, un gol acolo. Yo, de ce nu te demarci în... Ah. Un Mbappé! Scărița! Trebuie să încerci la colț scurt. Da, mișto combinația. Nu cred. Da. Bă, ăsta a fost penalti. N-a fost. Bă, a fost. Arbitrii ăștia, bă, de orice joc, eu n-am văzut așa ceva. Din nou Toni Kroos? Mă, mai avut acum niște ocazii pe final, foarte mari. Încep, dar nu pot. Hai, Mbappé. Nu am înțeles meciul ăsta deloc cu el. Nu vrea, mă, nu vrea niciunul să... Așa ca bine, până la urmă, Bercea are o echipă stelară. Ronaldo cu ea. Ronaldo. James, Di Maria, nu mai vedete. Da, e bine, Hummels în apărare. Cu Di Maria, cu ăștia. Cam cea mai bună echipă, cred. Hai, gol, gol, gol. Nu cred. Penalt, uite, de ce nu se poate așa ceva. Nu se nimic. Penalt din 90 pentru... Și roșu. E penalti? Îmi ia bine situația. Aspilicueta singur. A, e penalti. Nu se poate așa ceva, ce ratare. Prea părerea mea, este prima oară când bat penalti în FIFA 18. Habar n-am cum se bate. Apare educată poarta noastră. Deci Neymar n-a putut să-i facă nimic lui Hummels.
No, trebuie să fac câteva schimbări din echipa asta, cât încă nu este prea târziu, dar este prea târziu, adică nu mai am cum să mai mă calific, asta este. Trage-ne la sfânt, să revenim, draftul. Bă, ar fost ceva. Mă, după părerea mea, Berce a avut cea mai bună echipă aproape. Nu? Da, 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 cu siguranță. Se termină meciul. 2-0. Plus 4, nu e rău, și urmează Berce cu Regent.